Yoga este o cultură ce aduce pace și liniște sufletească. Desigur că cu multe poziții și îndoituri. Bine. Același lucru încearcă să-l facă și Lenovo, care ne prezintă astăzi una din cele mai comode tablete de la moment. Lenovo Yoga Tablet. Începem cu plăcutul. Ce a încercat să facă Lenovo aici bine și a reușit este designul. Forma acestei tablete nemaivăzută până acum începe de la margini foarte subțire și se termină cu un tub de aluminiu care are mai multe funcții. Aici se ascunde bateria, prin părți se află difuzoarele, butoanele și, desigur, ceea ce o separă de restul tabletelor de pe piață este acest suport. Datorită acestuia, Yoga este fără îndoială cea mai comodă tabletă pe care am folosit-o. Cu suportul închis, aceasta poate fi înclinată îndeajuns pentru o simplă navigare. Dacă aveți nevoie de un unghi comod de tapare, iată poziția ideală. Iar pentru filme, nu mai este nevoie de suporturi adăugătoare. Vă puteți ajusta chiar și unghiul de înclinare. Datorită construcției și cititului este mai comod. Tableta, chiar dacă are 10 inci, poate fi ținută într-o singură mână foarte ușor, pentru că centrul de greutate este doar la o margină. Din punct de vedere al calității, tableta arată solid, chiar dacă doar tubul și suportul sunt din aluminiu, restul plastic. Un lucru foarte straniu este butonul de pornire, care nu ai cum să nu-l nimerești și se apasă asemeni celui de la un calculator staționar. Un alt lucru bun care se ascunde în tubul tabletei este bateria. Cu 9000 de mAh la bord, aceasta are o autonomie de invidiat. Yoga Tablet poate rezista 10 ore rulând în continuu filme și având Wi-Fi-ul aprins. Pentru un consum obișnuit, nici nu se pune la îndoială puterea acesteia. 2 zile și jumătate puteți nici să nu vă gândiți la încărcător. Lăsând la o parte comoditatea și baterie de la care poți încărca acumulatoare la camioane, există și mai multe minusuri. Pentru a vinde aceste tablete la prețul lor de piață, desigur trebuie să faci careva sacrificii. Primul din ele este display-ul. La o diagonală de 10,1 inch și o rezoluție de 1280x800, ecranul de tip IPS are doar 149 de pixel pe 1 inch, față de alte tablete ca iPad Air sau LG G Pad, care au 264 și 278 de pixel. Dar acestea și costă mai mult. Dacă utilizați zi de zi un smartphone sau o tabletă de top care are maxim 2 ani, veți vedea la sigur diferențele. Pe o tabletă atât de mare, calitatea display-ului este ultimul lucru care trebuie sacrificat. Imaginea este spălăcită pe alocuri, iar peste tot se pot vedea pixelii cu ochiul liber, în meniu sau chiar atunci când citești ceva. Pe lângă asta, multe iconițe nu au fost ajustate la ecran și arată și mai șterse. Totuși, la unghiurile de vizualizare, măcar, tableta nu creează incomodități. În continuare, să vedem ce are sub capac Yoga Tablet-ul. Chiar dacă este pusă în funcțiune de un procesor cu 4 nuclee, aceasta, împreună cu 1 GB de RAM, nu poate face față unor aplicații și jocuri decente. Real Racing 3, spre exemplu, sau Asphalt 8 merge foarte greu, iar de detalizare grafică nici nu mai vorbim. Dacă trageți o căutare pe net, la capitolul ăsta nu ar trebui să aveți probleme. Cele mai încărcate site-uri se deschid decent. La fel, pentru mai mult spațiu de stocare, este și un slot pentru microSD. În sistem, totul lucrează decent, deși nu pot spune că este chiar atât de rapid. Lenovo Yoga Tab rulează sistemul Android Jelly Bean versiunea 4.2.2, care împreună cu o interfață urâțică de la Lenovo și o încercare să copie vechiul iOS, un pic frânează. Varianta de Android a lui Lenovo are doar mai multe home screen-uri cu iconițe care au fost redesenate și care arată mai mult a desene animate. Chiar și așa, există opțiuni destul de interesante, ca spre exemplu acest meniu, care apare din orice poziție. Dacă îl ții pe orizontală, îți va da posibilitatea de a vizualiza clipuri și aplicații pentru video. Dacă îl ții pe verticală, acesta presupune că vrei să citești. Pe lângă asta, poți seta balanța de culori pe ecran în dependență de modul în care ții tableta. Apropo, deși nu este un telefon, Lenovo Yoga Tablet este prima tabletă care vibrează, un lucru care zic eu că lipsește pe tabletele de azi, mai ales când nu auzi notificările. La fel, pentru baterie, este disponibilă aplicația Power Manager, care îți permite să ai controlul deplin asupra bateriei. Sunetul este asigurat de 2 difuzoare stereo cu tehnologia Dolby Digital. Mare lucru din aceasta, nu am văzut, sunt niște difuzoare ok, însă la frecvențe joase piuie, dar nu cântă.
Despre cameră, avem 5 megapixeli pe spate și 1,6 în față. Calitatea imaginilor este, ca și la orice tabletă, destul de decentă. Unica problemă pe care am întâmpinat-o eu este plasarea ei mult prea departe, astfel că apare senzația uneori că ești filmat cu o cameră ascunsă. În concluzie, Lenovo Yoga Tablet nu este poate cea mai grandioasă tabletă după display și specificații, însă după comoditate nu am întâlnit ceva mai la îndemână. Este comod de utilizat și pe brațe, și pe masă, și pur și simplu în mână. În oricare poziție nu ai ține tableta, aceasta nu pare să cadă din mână și se ține foarte bine datorită designului eficient și destul de reușit. La asta mai adăugăm și autonomia imensă a bateriei și obținem o tabletă care nu poate concura cu iPad și Nexus după performanțe, dar care și costă mai puțin. Acesta a fost review-ul tabletei Lenovo Yoga. Vă mulțumim pentru vizionare și te așteptăm pe pagina noastră de Facebook și pe Adna Classnic, unde are loc un concurs cu mai multe premii, inclusiv și această tabletă. Tot ce trebuie să faci pentru a câștiga este să pui un picior după cap. Glumesc, adică dacă poți să-l pui, îl pui, nicio problemă. Mai multe detalii pe paginile de Facebook și Adna Classnic. Până atunci nu uita să dai like la video, dar și subscribe acolo mai jos. Cu voi a fost Vicu, toate bune!